Bună seara și bine v-am găsit la Indie Club, eu sunt Teo și în această seară o să ne jucăm Old Man's Journey, care este un point and click puzzle adventure game. Am primit o scrisoare. Oh, am primit o scrisoare, so it means I need to go! Te-am văzut ce un curte. Vreau să-mi dăm vasul lui. Nu prea le are băiatul cu perspectiva. Salut, Florinel. Oh, ce drăguț. Stăm să ne mângâiem barba. Și aduce aminte când era tânăr și era marinar. Ah, ce vremuri. Să purcedem, dar apă a plecat și aia. Gren de sablă. Ferme. Adică închis. În italian. Hotel. La hotel, dar... Oh, trebuie să... Da, deci trebuie să ne ieșim cu perspectiva. Ca să-l facem să ajungă. Unde trebuie. Foarte interesantă mecanica asta de gameplay. Oh, kitty cat. Salut, Teo, Florin. Hai să ne odihnim un pic. Nu fuga! Ok, închid chiar. Thank you.
Trebuie să coborăm aici și să ducem asta sus. Ok. Da, boss, ne-am văzut. Hotel. There's a doggy in front of the hotel. Hello. Fumează. Unde o fată? Și-a luat pe ăla cu chitara, că normal, ăștia cu chitara au fete. Iar mi-aduc aminte ce bine era când aveam și o chitară și fete. Uite cum mă plimbam cu Volkswagen-ul. Și o țineam pe fată de... pe mândruță de... mijloc. A făcut noapte. Stau aici în fața hotelului, nu, dorm. Măcar erecția s-a dus. Asta este la bătrânețe. Se duce repede. Bine. Deci. Coborăm asta, să facem pod după aia. Ca să ajungem aici. Foarte, foarte tare ideea de gameplay cu perspectiva. Și toată nostalgia asta după tinerețe. Eu ca aproape bătrân, nu înțeleg. Voi mai aveți puțin să treceți până astea. Băgăm o șeptică? Încresc în rup șalele. So, I was wrong. Sunt destul de viguros. Bă! Lasă ăla.
Așa, aduce aminte cum avea el vapor când era mic. Când era tânăr. Da. Remember. Eram tânăr. Da, trebuie să ajungă până la cer. Ia uite, se chema surprise vaporul. Ar trebui să întind și tu ceva să se ajungă săraca fată pe ăla, că pare supărată că nu o ieși pe aia. Putea de flori. Eu la vapor, bă. End. Bun, trebuie să ajungem acolo. Asta o să ne dea în jos. Așa. Podul ăla e bun. Ah, și aici cădem aici. Ne dăm pe apă un pic. Hai. Perfect. Barcuța. Nu pot să ajung la barcuță, nu? Nu pot. Ai, ce frumos. Pot să ajung, pot să ajung. Hai, trec în partea asta. Asta arată foarte mult a un joc pentru mobile. Gen, controlele sunt foarte, foarte intuitive și destul de ușor, gen, e doar drag and drop și click. Ce mi-aduc aminte? Că prinde asta un pește. Aduc aminte când eram și o pește. Și aveam femei. Aaaa, prinde-l, prinde-l. Așa. Bă,
când aveam și eu femei și clopote. O să sune clopotele pentru mine. Uite. Era un pic îngrasă, dar mie îmi plăcea de ea. Pentru că avea cuburi de gheață în păr. Era foarte specială. Nu mă deranja că avea burtă. Vezi, exact cum spuneam, e pe de-astea cu touchscreen. Le fare. Iar stăm în gară. Scoatem punga de aurolac. Și băgăm. Controlând trenul? Shit! Domne, ce accident facem? Dude! E stresant! Uite ce frumos este peisajul. Așa, idilic. Salut, ciamane! Salut, Adrian! Bine ați venit în călătoria noastră cu trenul și cu moșul. Plimbăm un moș cu trenul. Nu știu dacă poate să derapeze, dar nu vreau să derapeze. Că a ajuns la vârsta asta, nu vreau să moară în accident de tren. Foarte instabil podul ăla. Trebuie să aibă ceva la mijloc. Și trenul nu derapează, deraiază. Pentru că este pe șine. Sau să moare de bătrânețe dacă e cu CFR-ul până ajunge unde trebuie. El a aparecat într-o călătorie și în călătoria asta și-a aduce aminte de tinerețe. Și probabil se duce pentru că a primit o scrisoare că fosta lui iubită a murit sau ceva de genul ăsta. Nevastă sa. Uite. Și-a aduce iar aminte. Când avea copilași, uite mă. Avea copil și se juca cu el în băltoacă, cu bărcuțele. Tati a fost marinar? Are o grămadă de boli cu transmisie sexuală despre care tu nu știi.
Roșsuro. Ce ți-ești cu italieniștea și romantismul? Plecați. Aici ai becali. Becali. Gata, le-am ocolit. Probabil trebuie să ajung aici. Păi, cum facem? Ne urcăm aici. Salut, Nic! Lăsăm ăsta în jos, ridicăm ăsta așa și ne ducem aici. Sper că vine ceva. O, să ne oprim aici pe băncuță și să ne amintim de tinerețe iarăși. Aici e frumos. Vapoare. Manele. Ia uite. E bine că aici erau aproape, nu o să dureze mult tranziția. Plecam în vacanță pe Titanic. Oh, știu că e ziua ta, dar uite, trebuie să plec, mă cheamă Marea. Deja am 3 copii, for fuck's sake, omule. Cu ce întreții? A dat în săraca fată ca în fasole bătută. Foarte romantic, din cum vedeți jocul și astea. Uite, sunt ca pe Titanic. I'm the king of the world. Nu spune că trebuie să dau pietre la o parte. Nu, mă duce aici. Este un lac. Așa e în Franța. Așa e în Italia. Sunt lacuri. Nu ca la noi. Ridicăm pe ăsta așa și după aia mergem aici. Aici coborâm, ne dăm pe apă și mergem în direcția asta. Ne-am prins. Ne dăm seama cum funcționează perspectiva. Shit. N-am gândit-o pe asta. Mergem acolo sus. Asta ce facem cu asta? Asta? Asta?
Să nu se lasă mai jos. Să nu se lasă mai sus. God damn it. Am greșit-o pe asta. Să meargă pe aici și o să cadă. No good, no bueno. Ah, gata. Mergem aici. Mergem aici. Așa, acum mergem aici. Trebuie să nu călcăm pe apă. Mă ridicăm asta și mergem pe partea asta. Și după aia mergem aici. Bun. Și continuăm. Ok. Asta nu ajunge până aici, deci... O să trebuiască să dăm niște oi la o parte. Ce vedem aici? Suntem pe o insulă. Și ne ducem aminte. Face noapte. Ia uite. Mai ții minte când era noapte și eram tânăr și planificam călătorii în jurul lumii, din Spania, în Norvegia, din Australia, în Filipine, din India, în Filipine, din Corea de Sud, în Indonezia, din Madagascar, în Africa sau Africa, Arabia Saudită, ce vremuri. Nimeni nu vrea să meargă în Finlandia. Știți, apropo de România, hai să dăm drumul la giveaway, dar... Apropo de România, mi-am adus aminte, apropo de flota românească, cele 200 de vedete, torpiloare și alte chestii. Uh,
Avem și două submarine. Unul este rechinul și unul este delfinul. Și rechinul, unul dintre ele nu poate fi pus în apă că ia apă și celălalt nu poate fi scufundat că ia apă. Și avem două submarine care nu poate să intre sub apă. Niciunul din ele. Mi se pare extraordinar. Nu. Cum? Încerci să scufund submarinul? Ești prost? Nu știu ce să fac. Mă bate foarte tare gândul să-mi iau un sabbatical decât de un an. Dar na, acum e greu, știu, cu... E un zid acolo, nu poți treci, știam, am văzut. Abia. Și să mă apuc să fac... Ori să vin în România să fac documentare. Ori să... mă plimb cu bicicleta. Să fac bike touring. Ia, vin aici. Vedem cât de mult să duce ăsta în jur. Da, dar măcar dă însemnau ce înseamnă. Gen submarin. Nu știu, are sub el un... Speriat. Ia, ce va, cum ajunge acolo? Nu-i bine. Nu puteam să numească sub Florin. You boys got some action.
Uite, un steag. A fost un steag. L-am mișcat eu cu el. L-am stricat. Și că-s pisică. Bă, tu nu mai pleci nicăieri și nu mai fumezi Marlboro și bei bere. Da? Venit aici, am mai făcut cu 5 copii și te-ai apucat să... Ai dor de ducă? What the fuck? Florinel, îmi pare rău să zic, dar nu contează cum arăți. Gândește, până și Nikita de la televizor a rămas, nu aia din serial, aia de la români, a rămas gravidă. Când e vorba de sex, contează doar standardele pe care le ai. Atunci nu o să ai nicio problemă în a găsi pe cineva. Trust me. Pleacă. Voi ce părere aveți? Că mă gândeam să pun întrebarea asta la... Cine știe ce la Patreon. Da. Pot să vă întreb și pe voi. Credeți că în umor, în stand-up, ar trebui să existe subiecte tabu? Atunci când spune cineva bancuri. Pentru că m-am gândit eu la o glumă. Glumă. E o chestie care sună ca și cum ar trebui să fie, adică sună ca și cum dacă aș spune în lume, gen de față cu lume, aș fi super judecat.
Nu pot să spun că nu vreau să fiu super judecat. Este foarte, foarte tabu. În primul rând, n-aș vrea să vă spun undeva unde rămâne înregistrat. Salut, Mike. Undeva unde rămâne înregistrată. Răzvan. Salut, Răzvan. Deci nu o să vă spun. Dar când o să... Ia uite, m-a dat afară din casă. Told you. Nasol. Dar n-aș spune nici pe scenă undeva. Nu știu ce să fac. Oricum, dacă o spun, o să șterg înregistrarea asta. Este super dubioasă. I'm telling you. Dar, pe cât de dubioasă e, pe atât mă roade să o spun mai mult. Da. Bine zis, o să vă spun pe Discord. That's it. O să spun pe Discord și după aia I'm gonna see how it goes. Becali. No. Unde trebuie să le duc pe astea? Astea vin de aici, aici. Nu. Tenis. Pleacă aici, aha. Duceți-vă sus. N-ați vrut. Dar pot eu să mă duc sus. Asta e, mă duc eu aici. După aia le duc pe astea în partea asta. După aia mă duc sus. I am the best. Nu vă băg, mai aveți 3 minute să vă băgați la giveaway. Este un joc foarte interesant care costă 7 euro și o să vă țină ocupați, mai ales dacă îl jucați cu mâna stângă. Mai încoace și după aia asta, nu. Voi n-aveți unde să mergeți, nu? Ba da, mă dau jos, mă duc aici. Ridic astea, le duc aici. După aia le duc pe astea în jos și... Tenis. N-aveți loc de mine. Hai, încă puțin. Mai sunt două. Așa, gata. Vezi? Putem să trec de astea și dacă... With lots of clicking. Ia, ce frumos. Asta e în Anatolia. Sunt foarte multe... Baloane. 5,69€, sorry, my bad. Vă sunt 6 euro la un moment dat, 6,69€. I don't know. Da. My bad. Îmi cer scuze. Uite, pentru asta o să vi-l dau gratis. Să procedem. Dă bă foc, așa. Hai, ce frumos. Mai țin minte când zbura. Uite, am plecat de acasă. Și și-a lăsat nevasta cu 3 copii să aibă grijă de ei și acum se întoarce acasă.
He's kind of an asshole. De fapt a luat-o și grasă. Uite ce frumos, a descoperit niște chestii pe aici, niște baloane triunghiulare. Frumoase, vezi. Niște banele. Ia uite peștele, nu e pește, e mamifer. Ia uite mamiferul. Asta e undeva în Norvegia, cred. Acolo sunt, în fiordurile alea se retrag balenele de genul ăla. Mersi că m-ai adus. Dă mai încet ca să se lase în jos ăsta. Oh, cât de obosit. Se vede? Se simte? Voi, vă duceți încoace. Voi vă duceți încoace. Voi vă duceți aici. Voi vă duceți aici. Eu mă dau pe cascadă. Atât de... Sunt și comenzi și comenzi. Pentru că we're special like that. Wow, shit! Cu... Pentru că e puzzle-ul ăsta foarte, foarte greu. O să mă opresc aici. Nu e foarte greu, dar sunt obosit. O să mă opresc aici și o să... Facem giveaway-ul. Teo Florin s-a băgat. El vrea să ia toată colecția de jocuri. Uite că merge comenzi. Stop misinforming. Așa. O să închid giveaway-ul la 20 de minute. După stream, dacă vreți să auziți gluma cea mai ofensivă pe care puteți să o auziți vreodată, the most offensive game, joke. O să intru 2 minute pe voice, pe Discord și o să vă spun. And that's it. Lol. Apex Legends nu e free? By default? Și unde ce apare că este special giveaway pe EA? Apex Legends? Weird. Anyway... Închidem giveaway-ul pentru că aparent nu vrea decât Teo Florin să câștige acel joc minunat. Și îi dăm temă lui Teo Florin, încă un joc erotic. Hai să vedem cine se joacă, cine, care din români se joacă indie games. Dar zicea Nic dacă sunt obosit sau nu. La 8 și 20 am zis să mă întind un pic, să fiu... Că mi se închideau ochii pur și simplu. Și m-am trezit la 9 fără 10. So... This is the level of oboseală.
Dishonored, Bioshock 2. Not indie, dar nu League of Legends. Ce este Enderal? Bă, nu se joacă nimeni nimic indie. Again. Nu măcar ce Sekiro nu se joacă lumea. Dead by Daylight. Am văzut world record-ul la Sekiro la speedrun, 36 de minute. Sunt două categorii. E că pentru că sunt multiple endings. Dar gen cel mai rapid este la 36 de minute un chinez, un japonez, un asiatic. Și Distortion Lost Feather așa, 39 de minute. Și mai este Yeshura Ending, care e 39 de minute, și Mortal Severance Ending a terminat Distortion la 46 de minute. Foarte... Dar nu l-a pus în... în tabela aici. Dar pot să vă dau link-ul de pe YouTube, dacă vreți, pentru că... It is good viewing. O să vă dau link-ul de pe YouTube. 36 de minute. Uite, vezi? I-a bătut și Shura ending-ul acum. Distortion. This guy's crazy. A jucat, cred că 6 ani, nu, 5 ani de zile a făcut speedrun-uri fără cameră și de un an și-a pus și cameră. Și arată ca un copil de 12 ani. Și are... la Bloodborne, la toate alea. Toate Souls games. Să dăm la un streamer mare? Nu. O să dăm la un streamer foarte mic. Are 0 viewers. Ah, am zis că zicea că se joacă Sekiro, dar nu se juca Sekiro. God damn it. Dacă ai stream-ul online, îți dăm ție, dar... Nu pari să fii online. Este, dar... Vreau să dau cuiva care nu e... căruia nu i-am mai dat. Dar aparent da, o să-i dăm lui. L-am pierdut și pe el. Oricum, thank you for watching. Ne auzim joi. Cine vrea intră pe Discord, pe voice chat, o să vă spun chestii. Seară minunată. Să nu uiți să-i dau jocul lui Teo, Florin.